Evaluare națională, un examen foarte important pentru elevii clasei a 8-a, emoții pentru părinți, este o treaptă, o treaptă de trecere spre altceva. Vorbim de trecerea de la adolescență, de la copilărie, la adolescență, la maturitatea tinereții și dintre elevii cu rezultatele cele mai meritorii la nivelul municipiului Reghin și nu numai, al județului Mureș, este Iulia Ionaș. Pe care telespectatorii o cunosc, Iulia Ionaș este artista noastră dragă, care a performat în pictură și în fotografie, dar uite, încă o dată Iulia a performat la învățătură. Întrebarea firească de multe ori, Iulia, este pe buzele tuturor când vorbim de un examen. Este primul examen, să spunem, important din viața ta, dacă a fost greu. Pentru tine cred că nu a fost greu. Nu a fost foarte greu. Pot să zic că la început așa aveam mai multe emoții. Emoțiile firești, da, bineînțeles. Nu? Și după aceea, când am ajuns acasă, am zis că nu a fost chiar atât de greu și mă aștept la note chiar mari. Să le spunem telespectatorilor, Iulia Ionaș, elevă în clasa 8-a, terminală la gimnaziul Alexandru Ceușanu, a avut la examenul de evaluare națională 9,90. Din ce au fost compuse notele tale? Notele mele au fost compuse dintr-un examen la limba română și unul la matematică, dintre care la limba română am obținut nota 10, iar la matematică 9,80. 9,80 la matematică deosebit. De asemenea, trebuie să le reamintim telespectatorilor, anul trecut, dacă bine spun, Iulia Ionaș a câștigat concursul internațional de matematică David Geller, un concurs de tradiție la nivelul municipiului a județului și cu participare internă și internațională, ceea ce a fost din nou o performanță deosebită. Iulia, ai avut un, să spunem, un standard constant în pregătirea ta, mai ales în anii, în clasa 7 și 8, să spunem. Da, bineînțeles. Întotdeauna am vrut să țintez cât mai sus și să fiu întotdeauna prima și se pare că am și reușit. Ai avut un stil de a învăța, e foarte important, din punctul meu de vedere, Iulia este un model pentru ceilalți elevi din Reghin și poate metodele tale de aprofundare, de a învăța, capacitatea ta de asimilare, să fie un model pentru ceilalți elevi care vin din urmă, care vor avea la anul, să spunem, examen de evaluare națională. Poți să ne spui puțin din secretele tale, din cum te-ai dezvoltat tu, cum spuneam, capacitatea ta de a asimila, de a învăța, a fost constantă? Da, întotdeauna am fost constantă de când am început școala și nu pot să zic că am un secret anume. Am făcut cam ce ar fi trebuit să facă un copil normal care merge la școală. Bineînțeles că am și renunțat la foarte multe lucruri din timpul liber, nu am reușit să pictez atât de mult sau să citesc, și, da, dar a meritat, tot efortul a meritat. Aveai zilnic, să spunem, îți programai o perioadă de studiu, nu știu, o oră, două, trei. Cam cât l-ai alocat studiului în acești ani de gimnaziu? Păi, în fiecare zi era diferit, depinde de ce materie aveam a doua zi, dar mă pregăteam în jur de o oră, două, îmi făceam temele și după aceea învățam. Și cum e matematica? Ai lucrat tot timpul suplimentar față de temele clasice, de pregătire înainte, nu știu, de un extemporal, de o teză? Ai lucrat suplimentar, tot așa constant, din, nu știu, pe vremea mea era Gazeta Matematică, era Gheba, era și vremea părinților tăi, cu siguranță, erau aceste manuale, aceste clasice, standard, din care puteai să lucrezi mai mult. Da, în clasele, dintre a 5-a până în clasa a 7-a, am lucrat și eu în Gazeta Matematică și am obținut și acolo rezultate destul de bune, dar după aceea în clasa 8-a nu am mai lucrat pentru că am zis că trebuie să mă pregătesc mai mult pentru examen și să-mi pun bine la punct acest nivel mediu. Iulia, cât de mult contează, după părerea ta, profesorii, dascălii? Ai avut profesori, sunt convins, deosebiți. Profesori de limba română, de matematică, îți insuflă profesorii dragul de carte? Cât de mult contează, după părerea ta? Da, normal, contează foarte mult să ai un dascăl bun, pentru că atunci vei îndrăgi automat și materia. Eu, din clasa 5-a, le-am îndrăgit pe doamnele profesoare de matematică și de limba română, pentru că au avut acel ceva care un m-a... o chemare spre... Da, m-au făcut să îmi placă foarte tare, să prind drag de aceste materii. Și de aceea am și obținut aceste rezultate. Și tot așa, după părerea ta, s-au aplicat asupra voastră tuturor. Nu știu, tu ești un elev iminent, ești un exponent al generației tale, cum o spun eu întotdeauna,
când vorbim despre copiii foarte buni. Dar ai simțit că această chemare, aplicare e pentru toți elevii? Poate și pentru elevul de 7, de 8, nu știu, de care trebuie să urce, să evolueze? Păi normal, eu din punctul meu de vedere, profesorul, atunci când intră la clasă, el predă pentru toată lumea și are așteptări mari de la toată lumea. Acum depinde și de elev dacă vrea să aprofundeze sau nu. Eu am fost una dintre elevii care au vrut să aprofundeze. Cum te autocaracterizezi? Ești egoistă? Ești altruistă? Ți-ai ajutat colegii în anii ăștia? Cum ajută un elev de clasa 8-a, un elev eminent? Cum își ajută colegii? Nu știu, în pauză, dându-i tema să o copieze sau nu? Sau dacă ai fost solicitată să explici o problemă la matematică sau să dezbați un text la limba română, ai făcut-o? Da, normal, pentru că eu consider că n-am nimic de pierdut ajutându-i pe ceilalți. Normal că am dat să se copieze și temele, și sigur. Asta se întâmplă toată generația, de 100 de ani încoace. Dar cred că important e ca să și lucrezi împreună, nu cu colegii da, normal. Care au nevoie. Bineînțeles că le-am dat să copieze temele, dar am încercat să le și explic când a fost cazul. Și da, câteodată mă mai întrebau și ei, că Iulia aici cum se face, dincolo cum se face. Au apreciat colegii tăi și chemarea ta asta pentru artă, pentru pictură, pentru fotografie? A fost așa o ecuație, cum am mai spus-o la vernisajul tău, ceva deosebit, pictură și matematică. Pentru mine e colosal. Cum crezi că ești văzută între colegi? Păi, cred că sunt apreciată de ei, dar bineînțeles că părerile sunt împărțite. Unii mă apreciază, unii nu, dar pentru mine nu contează absolut toate părerile. Bineînțeles că le iau într-un mod constructiv, întotdeauna așa le-am luat, dar... Te respectă ca lider, așa? Te simt ca un lider, că ești un lider de grup. Ai perceput asta? Păi am fost din clasa 5-a până în clasa 8, am fost și șefa clasei și normal că... Și ai fost în mână foarte așa, strong hand? Nu pot zic că am fost așa strong hand. Am fost așa prietenă cu toată lumea și nu am vrut să fiu... ca un lider, un șef. Autoritar. Da, n-am fost autoritară niciodată. Știi, e o diferență, se spune, între șef și lideri, știi? Da, e o diferență foarte mare între a fi șef și a fi lider. Da, mi-am impus întotdeauna punctul de vedere, am zis întotdeauna ce am avut de zis, dar am ascultat și părerile celorlalți, întotdeauna. Apropo de prietenie, Iulia, spune-ne puțin, destăinuie-ne puțin din relația ta cu părinții tăi. Ești prietenă cu părinții tăi? Da, normal, îi consider cei mai buni prieteni ai mei și așa vor fi întotdeauna. Cât de mult contează în evoluția copilului, tânărului, adolescentului, relația cu părinții? Nu? Te dezvolți acolo, e găoacea principală în care începi să te dezvolți. Sigur că vine școala, vine mediul, dar acolo e esența, nu? Da, bineînțeles că fiecare copil are o perioadă în care îți spune că prietenii sunt mult mai importanți decât părinții, că părinții sunt acasă și întotdeauna vor fi acolo, dar nu e adevărat. Eu și am avut perioada aceea, dar mi-a luat... Perioada în care ești rebel un pic, da, și mi-aduc aminte de tinerețea mea, așa te consider rebel, nonconformist, atot știutor, nu? Da. Da, mi-a luat mult timp să conștientizez că părinții sunt cei mai buni prieteni, dar a meritat. Și toate certurile, conflictele au meritat toate și astăzi pot să zic cu zâmbetul pe buze că ei sunt cei mai buni prieteni ai mei și știu că așa vor rămâne toată viața. Și știi cum e? Și eu o spun la vârsta mea, mama mea trăiește, a fost cadru didactic. Părinții ne iubesc necondiționat, așa, Iulia? Orice ar fi. Și asta e partea foarte important. E ceva de suflet, de interior. Și întotdeauna ei ne vor susține, orice ar fi. Da, iubirea include și susținerea necondiționată. Apropo de alegeri, tu ce ai ales, Iulia, pentru viitorul tău? Mă refer la liceu, la anii de liceu. La liceu m-am gândit la Colegiul Național Unirea, la profilul matematică-informatică. E o școală de prestigiu. Da, și e și concurență foarte mare. Concurența e benefică. Da, întotdeauna. Și după aceea m-am gândit la arhitectură. Matematică, artă, se îmbină. Se îmbină, da. Arhitectură e colosal, e deosebit, unde te poți dezvolta, cum spui. Și matematică, și artă. E un profil deosebit. La nivelul județului Mureș au fost performanțe deosebite, 4 elevi cu nota 10. Trebuie să o reamintim și asta telespectatorilor, din care un elev cu 10 la Bistra Mureșului, ceea ce este deosebit și este de apreciat. Am înțeles că te vei întâlni cu parte din acești elevi la liceu, acolo, la clasa forte. Da.
Cum spuneai, va fi competiție, dar asta e nu poate să fie decât benefică, da, în avantajul normal, vostru. Normal. Ai emoții legate de anii de liceu? Ce vei face? Nu știu, vei sta în Mureș, vei face naveta. Cum îți vezi tu anii de liceu acum, în pragul lor? Păi, cred că voi sta în Mureș, voi locui acolo. Și normal, ca orice boboc, am emoții pentru primele zile de liceu. E un pas, așa, e o trecere. Întotdeauna am fost o persoană care s-a integrat foarte repede în noi grupuri și am știut să mă fac plăcută. Ești sociabilă? Da, simți că ești sociabilă? Da. Și pentru asta nu-mi fac chiar așa mari probleme. Va fi bine. Da, cu siguranță. Și, dar exigențele, clar, vor fi cu mult mai mari, nu? Normal, la liceu, normal. Și alte tipuri de profesori, alte cerințe. Normal că vor fi unele mai mari. Va trebui să aloci mai mult, nu? Studiului bănuiesc. Asta bănuiesc. E clar. Crezi gradual, așa, clasa noua de liceu deja e altceva, mai multe ore de studiu. Dar cu siguranță vei avea timp și pentru pictură în continuare, nu? Sper că da, sper că da. Dacă ești foarte riguroasă și echilibrată, ești o adolescentă care ești convins și din câte cunosc ești foarte echilibrată, dar cred că cuvântul ăsta e rigurozitate, nu? Să le faci temeinic toate, și carte, și pictură, și prieteni, se pot îmbina toate? Da, până acum asta am reușit să fac. Bine că acum în clasa 8-a le-am cam lăsat deoparte, am cam lăsat prietenii, pictura, dar acum am reluat toate activitățile astea și da, se pot îmbina, de ce nu? Dacă știi să te organizezi foarte bine și să îți faci timp pentru toate, se poate. Te pot influența prietenii într-un fel sau altul? Cum simți tu la vârsta ta, nu știu, 14-15 ani? Câți ani ai, Iulia? 15. 15, mulți înainte. Cum te pot influența prietenii? Păi, depinde în ce anturaj intri. Anturajul contează cel mai tare. Eu am avut noroc în momentul acesta să am un anturaj destul de bun, pentru că și prietenele mele au obținut note mari la examene și învață bine. Dar, da, depinde cel mai mult de anturaj. Pentru că dacă ai un anturaj pe care nu-l interesează școala, normal că și tu vei fi determinat să nu mai înveți, să zici că, nu mă mai interesează. Așteptările trebuie să fie foarte înalte. Și de asta zic, copii ca tine care au reușit și au rezultate deosebite, trebuie să fie un model. Din nou mă întorc, trebuie să fie un model pentru ceilalți elevi. Fiindcă se poate să, uite, să ai și o pasiune deosebită, să ai și rezultate la învățătură, nu știu, alții să facă sport de performanță. Și cred că combinația pentru dezvoltarea voastră, combinația perfectă asta e educație, carte și ceva conex care vine să te ajute, nu? Da, care vine să te ajute să te și dezvolți să personal. Să te dezvolți personal, da. E foarte important și se îmbină, nu? E complementar. Ce urmează? Vacanța de vară? Ce planuri ai? Păi vreau să mă distrez cât mai mult, să mă și relaxez. Voi merge și într-o tabără, la mare. Voi avea tot felul de activități și sper să mă relaxez cât mai mult. Doamnelor și domnilor, ea este Iulia Ionaș. 9.90 la examenul de evaluare națională, eleve eminentă a gimnaziului Alexandru Ceușanu, de asemenea artistă pe care eu o îndrăgesc foarte mult, pictură, fotografie, e cam tot ce visează orice părinte despre copilul său, este cam tot ceea ce ar trebui să ofere școala românească pentru viitor.